Premierul Viorica Dăncilă a dat bir cu fugiții la Bruxelles după ce jurnaliștii de la Euronews au încercat să o abordeze în legătură cu referendumul pentru redefinirea familiei. Momentul s-a petrecut după întâlnirea oficialului român cu reprezentanții grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Prime Minister, what did you discuss about today with the S&D group? Any reaction, Prime Minister? Prime Minister, are you still going ahead with the referendum? Prime Minister, can we get a quick reaction, please? Cu toate insistențele jurnalistului, premierul României nu s-a lăsat înduplecat. Înconjurat de oficiali și bodyguards, a refuzat categoric dialogul. Reaction regarding the referendum? Prime Minister, what did the S&D group say about the referendum on gay marriage? Prime Minister, can we get one reaction, please? Săptămâna aceasta, Viorica Dăncilă a declarat la întâlnirea cu grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European că PSD nu va face campanie electorală pentru o decizie sau alta în cazul redefinirii familiei. La finalul săptămânii trecute, liderul PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut că au existat rugăminți din partea Partidului Socialiștilor Europeni pentru renunțarea la referendum. Liviu Dragnea a motivat atunci că PSD nu poate să nu țină cont de inițiativa a 3 milioane de români.